Cu asta cam gata, mare surpriză, altfel pentru prima oară în istorie România nu reușește să bată una dintre cele mai slabe națiuni care au existat vreodată pe acest dreptunghi verde, Liechtenstein. Noroc că nu contează la nimic, poate puțin la nivelul obrazului, dacă e să ne gândim în condiții în care ar fi trebuit, evident, după mai mult de 35 de șuturi, că sunt vreo 36 sau 37 către poartă, 12 pe poartă să reușim să scriem, deși meciul sigur că nu s-a terminat, o să mai așteptăm un pic, poate că până la urmă reușim să învingem, dar cumva, cumva parcă trebuia să fie mult mai mult decât acest 0-0 în minutul 99, practic 90 plus 9 al acestei partide. Într-adevăr, acum se termină și este chiar istoric, un 0-0 nemai văzut între cele două echipe, România care încă o dată a tras de aproape 40 de ori către poartă față de o singură dată Liechtenstein, da, rămâne 0-0. Naționalul lui Edi Iordănescu termină alb, ca să spun așa, această săptămână cu meciul de verificare. N-a primit gol, dar nici n-a dat. Împotriva Bulgariei și a celor din Liechtenstein, două națiuni clar mai slab cotate decât reprezentativa României, chiar dacă pe final au intrat și jucători care vor face parte din primul 11, probabil, al meciului cu Ucraina. Ucraina care, apropo, este condusă în Polonia cu 3-1. Vedeți pe Digisport 4 acest meci. O partidă începută de România, altfel cu mai mult fotbaliști, așa cum ziceam și în prima parte a emisiunii, care vor fi rezerve în meciul de debut la Euro, dar chiar și în aceste condiții jucam împotriva celor din Liechtenstein, pe teren propriu și în fața 25.000 de spectatori. Îl vedeți pe Anghel Iordănescu, care n-a reușit deocamdată, sau în fine, n-a reușit la vremea aia, n-a izbuit această performanță, să nu bată, cu ghilimele performanță, să nu bată Liechtenstein. Radu Drăgușin, care ceva de împărțit, a fost nervos permanent către finalul meciului, aproape că și scorul contribuie această nervozitate. O să avem reacție aici, o să avem o sumedenie de lucruri importante, o să avem mâine seară, de exemplu, atenție, o altă națională României de mini-forba jucând finala campionatului european de la 21-45 în direct la Digisport contra Serbiei, sau calificarea lovituri de departajare împotriva Kazakhstanului, o bucurie uriașă în Bosnia. Aici o tristețe destul de lungă, chiar dacă sunt aplauze din zona federală, în fața unei prestații care, sigur, a avut în linii mari arhitectura ceea ce bănuiam. O echipă a României care a dominat, dar cum putea să fie altfel? A dominat Liechtenstein, numai că în fața porții a existat o moleșeală, o lipsă de inspirație, o greutate, o lentoare a gesturilor, care a făcut ca până la urmă mai toate minge să vină în zona, ori pe lângă poartă, ori în zona portarului minge pe poartă. Ia avem un studio pe Ilie Dumitrescu, în acest Lucan, și de lângă Vistița pe Gabi Balint, deși am putea spune că e și el într-un fel de studio. Un studio, Gabi, al consternării, mi se pare, după acest 0-0. Sigur că nu știm ce am văzut cu adevărat, nu aceasta va fi echipa, nu acesta va fi adversarul, nu acesta va fi terenul, nu acesta va fi competiția, că aici era nicio competiție, meci amical. Totuși, care ar fi concluziile după acest meci, după această perioadă de verificare? De acum înainte, în fața noastră, stă meciul cu Ucraina. Poate va fi vreun meci de verificare, sperăm, pentru titularii cu Ucraina, că altfel e o distanță prea mare de la amicalul cu Bulgaria până acolo. După meciul ăsta, ce zici? A fost un meci reușit din punct de vedere fizic, atât. Pentru că jucătorii au făcut un antrenament bun, dar din punct de vedere fotbalistic, nu știu ce să mai înțeleg. Ok, Stanciu spune că atâta putem. Bun. Dar chiar atâta putem să nu putem să dăm un gol lui Liechtenstein. Adică am avut ocazii, nimeni nu spune că am avut ocazii de poartă, dar nu reușim să marcăm. Am avut două cu capul, Ianis și Coman, cu care practic ar fi trebuit să fie goluri. Alea au fost cele mai mari ocazii, cred, ale noastre. Și trei și cu Pușcaș. Trei și cu Pușcaș și a avut în prima Pușcaș, da. Deci, central a avut, da. A arătat prost din punctul ăsta de vedere. Acum, sigur, sunt meciuri amicale, astea se uită. Rămâne în palmares, până la urmă, un 0-0 cu Liechtenstein acasă, rușinos, într-adevăr. Dar ne gândim la meciurile de la europene. Poate că acolo, fiind
vom fi dominați, vom avea doar câteva ieșiri pe contraatac și poate reușim să marcăm acolo, din puținele ocazii, pentru că altfel nu știu. Totuși, de unde... Nu dă nicio speranță la ce văd. Nu, nu fac iluzii, deci nu mai am așteptări. Ce-o fi? Merg la ce-o fi, știi cum e. Da, de unde această... Asta simt în momentul ăsta. Ilie, de unde această febrilitate, de unde această... cum să spun, vibrație absolut nenaturală în fața porții, gesturi greșite, pase greșite, lucruri care simple greșite, până la urmă, în fața unui adversar cu niște, am văzut, cu niște limite. Nu, adversarul n-a arătat exact cu ce lecție aveai la București. Bun, era clar. 5-4-1, 5-3-2, cu distanțe. Te-l încolo de sisteme. Cum nu reușim în fața porții să băgăm? De aici a pornit ca în multe momente noi să, în ultima trimestre, să nu avem reușite. Deci joc între linii foarte puțin pentru că au creat densitate. N-am avut foarte multe mingi în profunzime. Deci trebuie să ai purtător de balon și să poți să joci în profunzime, iar atacanții să atace spațiul liber în spate liniei adversarului. Probabil s-a pus că de câte ori am reușit situația asta, au apărut și ocazie de gol. Au fost o schimbare de direcția lui Hagi pentru Mogo și n-a reușit să gestioneze cu capul dat prost. Pe urmă, centrat de pe partea opusă, Ianis apare singur cu și dă în pământ. Cu portarul din câțiva metri, n-a reușit să înscrie. Pe urmă, tot în spate apare foarte bine Coman din extremă, se atacă foarte bine în zona centrală. Pe o pasă în profunzimea a lui Sorescu, ratare. A mai fost și Pușcaș. Suferim totuși în multe zone la 1 contra 1. Cred că este diferența foarte mare între noi și ei. Deci ar fi trebuit să vedem dueluri câștigate în anumite zone. Dribling-uri, da. Adică undeva în lateral unde poți să creezi superioritate, chiar dacă pe purtător de balon veneau 2 sau 3 jucători, poți să scoți un adversar din joc, să creează într-o altă zonă superioritate și să poți să joci și să schimbi direcția de joc și să surprinzi adversarul. Văd oarecare, cu cât trecea timpul, n-am materializat, n-am fructificat situațiile bune de gol, a început să apară presiunea asta, nu a publicului, presiunea rezultatului. Adversarul, cât a putut el acolo, destul de limitat, mă uitam la raportul șuturilor, 24 spre poartă, 12 pe poartă, au avut și un șut. 12 la 1. A, pe poartă? Pe poartă. Și 12 pe lângă, deci 24 în total. Șuturi au fost spre 40. Nu, domnule, sunt șuturi și șuturile blocate, 11. Tu vorbești șuturi blocate. Alea sunt șuturi blocate. Vorbesc de spre poartă, au fost 24 de șuturi. Deci a fost asediu la poarta lor. Nu încă... eu cred că este extrem de important. Mă uitam, a și schimbat, a jucat la un moment dat și cu Drăguș și cu Pușcaș. L-a băgat și pe Mihăilă, l-a băgat și pe Mani. Da. Adică a forțat din... Narcis, să fim îngrijorați? Să fim. Să fim. Da. Oricum am încercat să vedem și părțile bune și până la urmă asta e gândirea pozitivă. E foarte delicat să rumegăm rezultatul ăsta, pentru că, în primul rând, afectează mentalul echipei. Sunt două meciuri în care n-am reușit să marcăm. Nu e ok, într-adevăr, și sunt convins că Edi va fi foarte preocupat de aspectul acesta. Dar el a spus, domnule, hai să fim atenți în fața porții, avem câteva ocazii. Acum am mai multe, normal, cu Liechtenstein. Hai să dăm gol, să nu se mai arătăm. Acolo, aceeași poveste. Au fost precipitați, au fost... Asta, dar de ce? S-a părut totuși. Două ocazii cu capul, au închis ochii amândoi, mi s-a părut, când au dat capul. Aici nu mai e vina lui Edi când se ratează din câțiva metri. E bine că am ajuns acolo, dar trebuie să marchezi în condițiile în care întâlnești adversarul mult mai bun peste câteva zile. Repet, n-a fost nimic decisiv, dar ne așteptam și sunt convins că și ei se așteptau ca echipa să-și ia așa un rămas bun de la suporteri într-un alt mod. Asta naște din nou frământări și... nu e în regulă pentru... Apropo de suporteri, uite, o să mergem la Dan Filotti, care este din nou acolo la stadionul Steaua. Sunt curios, Dan, dacă au existat nemulțumiri care să fie exprimate într-un mod evident de spectatori după acest 0-0, un 0-0 cu Bulgaria încă mai înțelegi, dar un 0-0 cu Liechtenstein mai e greu de înțeles, care sunt concluziile voastre, și sigur că o să avem și reacții din tabăra națională. Da, greu de digerat și de aici acest 0-0 până la urmă, dar n-au fost manifestări atât de vehemente cum am văzut la finalul meciului cu Bulgaria, mi se pare mie. A fost și această galerie ad hoc formată din
suporteri care acum își dau un stambă un pic. Ideea e că meciul una peste alta a nemulțumit, este clar. Copiii însă prezenți aici în zona tribunelor au fost cât se poate de de pansament pentru tot ceea ce înseamnă această semieșec care poate echipa la confrângere. Da, Ionel Dănciulescu este alături de mine, l-ascultăm și pe el, la fel cum îl vom asculta și pe Lucian Lipovan. Da, un rezultat dezamăgitor, trebuie să spunem lucrul acesta, nimeni nu s-a așteptat că nu vom învinge. M-aș întoarce aici un pic mai târziu, Radu, că n-are rost să avem un fundal sonor care n-are nimic de a face cu ce înseamnă civilizația pe stadioane. Da, din păcate, asta chiar nu pricep. De ce trebuie să-ți arunci toate frustrările și toate, cum să spun, lucrurile acestea de o factură atât de joasă într-un meci al echipei României? Asta este imaginea noastră, asta trebuie să prezentăm, astea sunt lucrurile care ne reprezintă, pe care ne întrebăm de ce, domne, de ce au unii cu noi ceva, de ce se uită la noi, de ce străinii, de ce ai noștri alții. Înainte de un campionat european la care ne-am calificat, au fi jucat prost, ori fi având ei meciurile lor, frustrările lor. Dom'le, dar serios, găsește-ți alte platforme. Du-te, nu știu, discută cu federația, fă banere pe undeva, protestează în Piața Victoriei dacă ai chef de chestia asta. Dar serios, chiar în toată asta, să nu poți să faci o transmisie în direct, în fine. O să avem pe Edi Iordănescu în curând, când se vor calma, dar sunt convins că dacă văd un microfon sau o transmisiune, cu atât mai important este să arunce ceea ce nu vrem să auzim. Spuneam, Mircea Lucescu, uite, de exemplu, la ieșirea de la stadion. Amicale. Să vedem, nu rezultatele conta foarte mult. Era vorba de pregătirea echipei. Am jucat împotriva unei echipe care ne-a trecut de centrul terenului. Nu cred că a fost cel mai indicat sparing partener înaintea unui campionat european, pentru că nicio echipă nu va juca în felul ăsta, cum a jucat Liechtenstein. Deci da, a venit să joace doar pentru rezultat. Dar nu putem o echipă, sigur că în condițiile astea trebuie schimbat puțin stilul de joc. Deci cum a puțin tactica în toate astea, pentru că era foarte greu de pătruns cu toți jucătorii care au acolo. Poate că ar fi trebuit mai multe combinații centrale, încă puteau să facă asta. Am exagerat puțin cu centralele și loburile, tata. Am văzut un jucător, Stanciu, care trebuie să, puțin să, fiind și capitan în echipă, să-și dozeze mai bine efortul și acoperirea spațiilor de joc, pentru că nu, pe un jucător nu poate să le facă pe toate. Să centreze, să bată corner, să bată lovituri libere, să bată auto, să vină și la construcție, să vină toate, nu se poate. Dar, poate să spun, nu, meciul, vedeți, Gibraltarul cu Scoția, toate echipele acum sunt bine pregătite. Toți jucătorii ăștia care îi vedem în echipele mici provin din academii, nu mai sunt amatori, nu mai e nici mai amatori. Deci era clar că era un joc dificil, prin prisma faptul că ei s-au apărat tot timpul, n-au trecut de centrul terenului. De aceea nu se poate spune, eu l-am considerat doar un meci de antrenament și atât tot, nimic mai mult. Adică din menținerea unei condiții fizice apropiate de ceea ce se va întâmpla la campionatul european. În rest, nu contează deloc. Nici o echipă de la Euro nu este... La revedere, fetelor! Da, corect, ceea ce spuneam și noi. N-ai nicio legătură meciul ăsta, dar ceea ce are legătură cu primul meci de la ceea ce poate să aibă o legătură este sau sunt situațiile din fața porții. Poți să te trezești și meciul, să sperăm și meciul cu Ucraina cu situații în fața porții și atunci trebuie să marchezi. Pe care au intrat și titulari potențiali în meciul cu Ucraina pe finalul meciului. Sigur, pe final, dar au intrat. Și ei s-au precipitat, au intrat și ei în turbulențele astea ale acestei echipe. Și sigur că mergem la Marian Codirlă, care îl are pe secțiunea Edi Iordănescu. Marian. Bun găsit de aici, de la zona de flash interview. Alături de mine se află selecționerul naționalei Edi Iordănescu. Ce ne va spune, evident, despre această partidă 0-0, numai un 0-0 cu Liechtenstein. Bună seara, domnule Iordănescu. Concluzii după acest rezultat rușinos. Cred că nu greși. Bună seara. Înainte de orice, mulțumesc publicului că a fost alături de echipa națională și prezint regretele mele, scuzele, dacă e nevoie, pentru rezultat. Pentru că ne-am dorit să-i bucurăm și ne-am dorit
să plecăm altfel în Germania. Cu toate astea trebuie să rămânem echilibrați, pentru că nu avem decât 10 zile ca să ne prezentăm așa cum trebuie și apelez publicul să se inspire cât mai mult și să încarce cu energie pozitivă atunci când ne vor susține din campanie și nu din ultimele două jocuri, pentru că ultimele două jocuri clar că ne-a lipsit eficiența. N-am putut să marcăm nici din penalt. Azi am avut peste 25 de momente statice. Am avut foarte multe situații în care puteam marca, ne-a lipsit calitatea în fața porții, ultimii 16 metri. Iar dacă asta e problema, trebuie să lucrăm. Mi-o asum și asta. Ce poate fi bun după aceste ultime două partide de verificare înainte de turneul final? Ce a văzut Edi Iordănescu, nu știu, pozitiv în aceste ultime două partide? Pozitiv? În primul rând, astăzi cred că ați înțeles natura testului. Ați văzut, am schimbat 10 jucători. Adică hai să fim realiști și să analizăm în complexitate situația. Și am văzut în multe momente mecanisme, automatisme care le-am antrenat, le-am lucrat. Am adus foarte multe mingi la careu. Am finalizat multe acțiuni. Am creat multe situații poziționale. Un astfel de joc îl deblochești cu un moment static. Am creat momente, faze fixe, cornere, lovituri laterale. N-am avut inspirație în fața porții, dar eu cred că chiar dacă am schimbat foarte mult, s-au văzut anumite mecanisme care ne-au ajutat să aducem mingea în fața porții, dar nu să o și băgăm în poartă. Am văzut un alt ritm, o altă circulație, am văzut un contrapressing bun, un preventiv bun. Atunci când am pierdut mingea, echipa a avut reacție și puteți să acuzați orice, dar nu că n-a avut dorință. Dacă suporterii sunt supărați, să-și verse amarul pe mine și să lase echipa în pace, pentru că echipa are nevoie de suportul lor, de încredere. Și peste 10 zile să dea Dumnezeu tot ce nu ne-a intrat în aceste două jocuri, să ne intre și să câștigăm primul meci. Dacă ar fi să dați timp înapoi, acum, ați alege alți adversari pentru aceste ultime partide de verificare? Pentru că inclusiv după această partidă ați fost criticați deja de unii dintre, eu știu, foștii antrenori sau analiști că ați ales astfel de adversari. Eu nu pot să dau timp înapoi, pentru că de mâine trebuie să tragem linie, să analizăm, să vedem ce facem peste 10 zile. Vom pleca în Germania, trebuie să strângem rândurile, e datoria mea să ridic moralul echipei. A fost un joc clar peste ce a fost jocul trecut, dar rămâne impresia egalului. Așadar nu-mi cere să mă întorc în timp, că nu vreau să mă întorc. Repede, Ucraina, cum va fi cu Ucraina? A trebuit să ne ridicăm, nu ne lasă timpul să stăm prea mult la pământ, ne ridicăm. Și sunt sigur că echipa a dat tot ce are mai bun. Promit suporterilor că vom da sufletul nostru pe teren și încercăm să câștigăm primul meci și să facem o seară ca asta uitată. Nu avem probleme de lot, veți anunța lotul în câteva minute. Nu vedem nicio modificare probabilă, altceva decât e aici. Da, am avut probleme importante, dar le-am gestionat cum am putut de bine și în linii mari sunt speranțe ca toți jucătorii care sunt cu probleme medicale mai repede sau mai târziu să-i recuperăm, să-i avem pentru european. Le ordonez cu multă baftă la Euro și așteptăm rezultate cât mai bune. A fost selecționerul Edi Iordănescu alături de noi. Dăm legătura în studio la Radu Naum și invitații lui. Da, vom ajunge și la Dan Filutin nou când se va putea. Da, și-a prezentat scuze Edi Iordănescu, a zis regretele mele, să se ia de mine suporterii. N-a răspuns la întrebarea dacă ar fi ales alți adversari, ceea ce în sine și asta înseamnă un răspuns. Și a zis că am adus multe mingi în fața porții. Să mă ierte Dumnezeu dacă cu Liechtenstein nu a adus sau în careu, nu aduci multe mingi în careu, chiar că nu mai e nimic, înțeles, din nimic. Adică, sau că totul e o apă și în pământ, tot, nimic nu mai are legătură cu nimic. Mergem înapoi la Marian, care l-are pe capitanul Stanciu. Bun găsit din nou de aici, de la zona de Flash Interview, alături de mine de această dată Nicolae Stanciu. Bun găsit! Cum se vede această ultimă repetiție, doar 0-0 cu Liechtenstein? Bună seara! Cred că dezamăgește rezultatul, faptul că nu a marcat, dar pe total atâta timp cât am fost pe bancă și chiar după ce am intrat, cred că nu am nimic ce să reproșez colegilor sau să ne reproșăm nouă, decât faptul că poate nu am fost 100% concentrați acolo în fața porții să reușim să marcăm, pentru că am vorbit despre acest lucru chiar înainte de meci. Dar cum ți-am zis, din punctul meu de vedere sunt
sunt mândru de colegii mei și de cum am jucat, de câte ocazii ne-am creat și cam atât despre acest meci. E clar, în aceste ultime două partide n-am luat gol, dar România, se știe, are o defensivă puternică. Însă, cât de mult este îngrijorătoare situația în fața porții? Pentru că, da, de două partide cu adversari, să spunem, mai modești, nu reușim să marcăm. Da, am zis că am discutat despre acest lucru, probabil vom mai discuta, vom încerca să reglăm anumite lucruri, dar logică ține de noi, de jucători, când suntem acolo în fața porții, să fim concentrați, să fim conștienți de șansele pe care le avem, pentru că a zis și mister și suntem conștienți și noi. Acolo la European nu vom mai avea atâtea șanse câte am avut astăzi, de exemplu, cu Liechtenstein, și trebuie să profităm de fiecare șansă la maxim, să reușim să înscriem. Și cam atât. O ultimă întrebare apropo de jocul cu Ucraina. România a demonstrat în preliminarii că se poate motiva împotriva adversarilor importanți, chiar și ne aducem aminte de acel meci cu Elveția. Cum va fi la meciul cu Ucraina? Ce trebuie să facă naționala României împotriva unei naționale puternice cu jucători la echipe importante? Mai avem câteva zile până la acel meci. O să-i analizăm și mai bine, pentru că am avut aceste două meciuri și n-am putut încă termina analiza lor, așa că cu siguranță vom fi pregătiți la ora jocului, dar cred eu că trebuie să avem ce am avut până acum, spiritul acesta, unitatea aceasta, care sunt sigur că nu va dispărea mult timp de la această echipă, iar pe urmă ți-am zis, depinde și de noi, de modul cât de eficienți vom fi în fața porții și să reușim să înscriem la ocaziile pe care ne vom crea. Baftă la turneul final și nu o să vă dau legătura, pentru că lângă mine va veni în aceste momente și Florinel Coman, care îi mulțumim pentru prezență. Bună seara! Cum ai catalogat tu acest rezultat, în primul rând? Că e clar, am adus mingea acolo, am fost acolo aproape, n-am reușit să marcăm. Da, un eșec într-un amical, știam ce ne va aștepta, știam că se vor închide. Ne gândeam că trebuie să facem un joc pozițional foarte bun. Din păcate n-am reușit să marcăm la primele ocazii pe care le-am avut în primele 15 minute. Dacă marcam, atunci ne făceam un meci mai ușor. Cel mai important este că nu avem accidentați, toată lumea a ieșit sănătoasă. Ultimele repetiții înainte de examenele adevărate, cum va fi acolo? Ai avut timp să vizualizezi un pic, pentru că ne apropiem 10 zile? Aproape 9, să spune, că trece și ziua. Da, va fi un campionat european. Suntem fericiți că am ajuns în acest punct și cred că vom face meciuri foarte bune cu rezultate pozitive, așa cred. Te știu un om direct. Spune-ne, la antrenamente, cum e cu golurile? Pentru că asta pare că ne lipsește. Nu reușim să o băgăm în poartă de două meciuri. Da, la antrenamente suntem foarte bine. Cu toții ne-am pregătit exemplar. În această seară ne-au lipsit, nu știu, în ultimii, cât să spun, 15-16 metri, nu am reușit să marcăm. Tu ai avut acolo câteva șanse, s-a văzut chiar și chimia ta cu Olaru în multe dintre situații, cât de enervat. Și nu numai, și la intrarea lui Bancu s-au văzut câteva acțiuni importante. Cât de frustrant era pentru voi odată ce timpul trecea cu Național de pe locul 202, să nu uităm asta? Și dacă, vreau să te întreb și dacă ești afectat după acest rezultat. Sunt supărat, afectat nu sunt, pentru că este un meci amical până la urmă. Vom vedea ce se va întâmpla în meciuri oficiale, pentru că, ți-am spus, am ajuns la Euro după atâta timp și toată energia și tot focusul trebuie să-l punem acolo. Mulțumim tare, tare mult, baftă multă la turneul final. Aș vrea să nu vă dau legătura, dacă George Pușcaș poate veni alături de noi, era aici, se hidrata după această partidă, te rog, George. Așadar a venit și George Pușcaș alături de noi, care îi mulțumim. Bun găsit, George, concluzii după acest rezultat mai puțin fas și cu siguranță la care nimeni nu se aștepta. Da, cu siguranță nici noi nu ne așteptăm, pentru că vrem să marcăm. A fost un meci cu multe ocazii,
s-au apărat, s-au dublat, s-au triplat, a fost greu să pătrundem. Am încercat să dăm gol, am avut ocazii, dar astăzi nu a intrat și trebuie să continuăm pe drumul nostru. Tu personal, ce vezi pozitiv după aceste ultime două jocuri? Ok, faptul că n-am primit gol putem să punem la lucruri pozitive, dar știam că avem o defensivă puternică. Ce mai vezi pozitiv în afară? Cu siguranță sunt multe lucruri pozitive pe care și dumneavoastră l-ați văzut în calificări. Eu cred că grupul ăsta unit care a arătat meciuri bune, a arătat unitate, a arătat suflet în multe meciuri și eu cred că de asta trebuie să ne agățăm și să ducem la Euro. George, ne trebuie goluri să câștigăm, asta e clar. Cum va fi la Euro? Va fi total diferit, pentru că lumea, iată, inclusiv Edi Iordănescu spunea de această lipsă de eficacitate sau de concentrare, să spunem, în fața porții. Tu cum ei spune? Cu siguranță avem nevoie de mai multă concentrare în fața porții, avem nevoie de mai multă șansă, de mai mult noroc. Sunt sigur că norocul va veni și va fi cu noi. În meciurile astea se poate întâmpla să nu ți intre, pentru că nu știu câte șuturi am avut, dar părerea mea că am avut foarte multe șuturi și nu ți-a intrat. Eu sper să avem mai multă șansă în meciul care urmează la Euro, să avem norocul de partea noastră, să fim mai eficienți în fața porții și cu siguranță vom avea mult mai multe șanse. Veți lucra mai mult, eu știu, la antrenamente. Cum e carit de joc? Cum sunteți voi carit de joc în acest moment? Că pare că nu sunteți oricum la nivelul la care ați fost în preliminarii, în acest moment cel puțin, dar mai sunt zile. Cu siguranță mai sunt zile și am și ajuns pe rând fiecare dintre noi. Sunt care au terminat mai târziu, sunt care au terminat mai repede și cu siguranță e o mică diferență între noi. Dar noi, eu, părerea mea, cred că și am încredere în tot staff-ul, în toți preparatorii, în Mister, că ne va duce la un nivel egal pe toată lumea, pentru că mai sunt zile. Și asta s-a și încercat la aceste meciuri, s-a încercat să se aducă minute la fiecare jucător. Tu simți deja emoția turneului, sincer, ai avut în acest timp cu, eu știu, colegii tăi să vizualizezi ce se întâmplă acolo, ce se va întâmpla? Da, ușor se simte emoția și sper să fie o emoție pozitivă, o presiune pozitivă. Simțim că e un moment important pentru noi, pentru România, pentru familiile noastre și sper să ajungem acolo și să transformăm această presiune într-un lucru bun și într-un lucru pozitiv pentru noi. Cum vezi tu meciul cu Ucraina? Bănuiesc că ai văzut-o în partidele amicale, ai urmărit cât de cât. Ți se pare un adversar de speriat sau putem să reușim un rezultat important? Au jucători la echipe mai importante decât noi, asta e clar. Da, cu siguranță noi avem un grup unit și ar trebui să dăm mai multă importanță nouă, să mergem pe grupul nostru și, indiferent de adversar, să putem crede că câștigăm contra orice echipă, pentru că asta ne-a făcut și în calificări să ținem steagul sus și asta am ajuns să facem. Ai avut momente mai puțin faste la națională, însă atunci când a fost mai mare nevoie, poate ai reușit să deblochezi tabela sau să scrii. Promiți goluri la Euro? Goluri la Euro? Ce poți să promiți suporterilor? Ultima repetiție. Promit că voi da totul, așa cum vă fac pentru echipa națională. Promit că voi transpira tricoul și că voi fi 100% pregătit, atât psihic cât și fizic, și cu cea mai mare încredere încerc și tot grupul ăsta încearcă să ajungem la cel mai înalt nivel. George, mulțumim tare mult, multă baftă și multe goluri la turneul final, sau măcar goluri care să ne aducă, evident, o calificare din grupe. Cam atât de aici, de la zona de Flash Interview, legătura înapoi. Da, după cum a spus George Pușca, și într-adevăr, după public al 12-lea jucător, norocul pe care l-a invocat 5 sau 6 ori atacantul național ar trebui să fie al 13-lea, numărul 13, al 13-lea jucător al naționalei. Pentru că, după cum s-a văzut în aceste două amicale, chiar că avem nevoie de noroc. O să luăm o pauză, după care revenim. Mai vorbim noi aici despre ce s-a spus, despre ce am văzut. O să ne îndreptăm din nou către stadionul ăsta, unde cred că s-au terminat aceste scandări. Dan Filot este acolo. Concluzie lor după această parte, după care revenim noi aici cu restul emisiunii. Dan.
Mulțumesc, mai bine un pic acum, Radu. Se aude, ne putem înțelege. Acum încep domnii cu gazonul, dar e ok. Da, tund gazonul, asta e ok. Nu, altfel și grupul acela de suporteri, minus niște derapaje pe care, din păcate, le au la fiecare partidă, ei chiar au dat tonul și au încurajat. Și atmosfera a fost, și datorită lor, foarte frumoasă pe parcursul superioară meciului cu Bulgaria. Indiscutabil. Da, meciul cum a fost? Da, un rezultat dezamăgitor, trebuie să spunem lucrul acesta, împotriva unui adversar care a fost limitat din punct de vedere tehnico-tactic, o echipă care nu a tras practic niciun șut pe spațiu porții, s-a apărat cu armele proprii, o echipă foarte bine organizată din punct de vedere defensiv, agresiv, foarte agresiv în foarte multe momente. Da, din punctul ăsta de vedere chiar bine că nu s-a accidentat. Echipă care a încercat să închidă foarte bine spațiile, noi am început un pic mai greoi, după care am avut și câteva situații în prima repriză de a marca, n-am reușit să facem lucrul acesta. Uite, vezi, asta se întâmplă în meciurile acestea importante, nu vorbesc de meciul din această seară, vorbesc de campionatul european. Prin coeficientul ăsta pentru... Prima sau a doua ocazie ar trebui să o fructifice. Aici am suferit noi foarte mult la finalizare. Pentru că am avut o sumedenie de ocazii și portarul lor a fost într-o zi grozavă, poate și noi ne inspirați în foarte multe momente, pentru că echipa arăta mult mai bine în repriza a doua cu schimbările pe care Edi le-a făcut. S-a văzut acolo când a intrat și Bancu, și Mihăilă, și Stanciu, Drăguș a intrat al doilea vârf. E clar, echipa are o altă exprimare, Man în partea dreaptă, dar... Păcat, pentru că, eu știu, ar fi fost important ca echipa să plece după o victorie și o evoluție bună. Eu sper acum, din punct de vedere al moralului și al stării de spirit al băieților, să nu aibă de suferit, eu știu, foarte mult. După aceste două rezultate, mai puțin convingătoare. Două semieșecuri destul de... Adversarul Lucian și felul în care s-a jucat nu e neapărat relevant pentru ce o să fie și n-are nicio legătură cu ce o să fie la turneul final, că nu o să fie o echipă pe care noi să o înghesuim în propriul careu, să încercăm să o desfacem, dar cu toate acestea trebuie să tragem concluzii după. Da, eu vreau să transmit felicitări echipei noastre naționale pentru frumoasa calificare la turneul final al campionatului european, îndeplinirea mărețului obiectiv, așa ar fi dorit Nicolae Stanciu după meciul precedent să vorbim, să felicităm echipa pentru calificare. Da, au fost două jocuri degeaba, n-am câștigat nimic din ele, am ales doi adversari care n-au nicio legătură cu ce vom întâlni la Euro și astăzi chiar ne-am făcut de râs. Asta e adevărul. Sigur, sper să se șteargă tot și la Euro să fim altfel, dar în realitate, deși și-ar dori să le felicităm probabil și peste 6 luni că s-au calificat la Euro, chiar au fost două meciuri degeaba și inclusiv adversarii au fost aleși aiurea. A spus până și Mircea Lucescu, cred că e toată lumea convinsă deja de lucrul ăsta. Adică n-au legătură cu pe cine vom întâlni noi. Măcar de i-am fi bătut la scor, dar iată că nu putem să-i batem. Adică și noi în realitate n-am jucat nici în calificări mult mai bine. Doar că acolo, apropo de toate declarațiile din partea naționalei, au intrat în poartă de câteva ori. Cred că și împotriva Bulgariei și împotriva echipei Liechtenstein din această seară, cred că am demonstrat că suferim pe jocul pozițional. Avem foarte mari probleme pe jocul pozițional. E adevărat, cred că suntem o echipă de contraatac și la Euro ar trebui să ne descurcăm un pic mai bine. Să avem spații. Un pic mai bine, pentru că vor juca ei, pentru că avem, ceea ce am trebuit noi să jucăm acum. Avem o echipă și jucători care se pretează la jocul acesta de contraatac. Da, și acolo cu 3 de 0-0 ieșim bine, într-adevăr. Poți să te califici mai departe în ochii. Eu zic că și ritmul acelei competiții și tot ceea ce înseamnă, îi va determina pe jucătorii. Nu știu la ce ne-au ajutat aceste meciuri, adică în afară că s-au supărat niște oameni și au huiduit. Nu-mi dau seama, adică noi va trebui să jucăm altceva. Aici am atacat, n-a intrat în poartă. Pe cine vom ataca noi așa? Vom construi? Pe nimeni. Asta spun și eu, că n-a fost relevant din punctul ăsta de vedere. Dar, păi nu, dar noi am ales adversarii ăștia, nu? Sau nu ne-au ales ei pe noi? Nu-mi dau seama, nu știu care a fost exact procesul. Mai așteptăm un lucru foarte și așteptăm lotul, aproape de miezul nopții. Da, cred că miezul nopții în Germania totuși, deci avem o oră în plus în România. Crezi că peste o oră se va anunța lotul final? Da, cred că la 00:58 pe acolo. E și asta un semn de întrebare și un semn mare de întrebare, să vedem cu ce jucător vom merge acolo. Pot să spun, Radu, și mai ales telespectatorilor, pot să spun că am avut ocazia să-l întâlnesc un pic pe Denis Alibec. A dat asigurări că totul este ok.
Nu cred că dintre cei patru care au fost azi în tribună, pentru că și Răzvan Marin de asemenea era ok și era optimist în ceea ce privește șansele de recuperare, așadar nu cred că Burcă, Răzvan Marin, Rus sau Alibec vor rămâne acasă, probabil se va alege dintre jucătorii care au luat loc pe bancă în această seară. Și nu știu ce alte concluzii ar mai putea fi trase de aici. E, plutește așa o stare de dezamăgire, a numit-o foarte bine Ionel Dăncilescu mai devreme. Bine, măcar că n-am mai vorbit de prelungirea contractului, adică am amânat subiectul măcar ăsta. Asta nu mai există subiect. Eu sunt convins că și jucătorii sunt conștienți de faptul că au avut două partide nereușite. E clar, și astăzi au încercat, au vrut. Nu, nu poți să termin așa, știu, nu vine să termin nota asta. Nu, acum dar, o să cântăm aici, dar, la România. Nu, asta, dar la finalizare echipa a suferit foarte mult, unde noi, de asta spunem că la campionatul european, dacă ai una, două ocazii, ar trebui să marchezi, să obții un punct sau trei puncte. Altfel, evident că e destul de greu să obții puncte. Va fi o atmosferă superbă în tribune, sunt convins, dar... Ăștia suntem, asta este. Până la urmă vorbeam și noi și în tribună, Danciule. Ai avut antrenori care căutau motive să fie preziua, în perioada de dinainte a unor partide foarte importante, să-i țină în priză. Și eu cred că echipa națională va arăta mult mai bine la meciul împotriva Ucrainei. Va fi diferit față de ce am văzut în aceste două. Nu mai lăsa pe Lucian să zică nimic pe finalul ăsta. Ok, gata. Hai zi că. Nu, chiar doamne, nu, n-aveam de zis nimic în plus. Asta e, nu sunt mulțumit, dar din păcate cred că asta suntem. Bun, o să vedem. Ne mai vedem prin Germania și sigur că putem păcăli sistemul acolo și câștiga un meci, dar păcălim sistemul german. Mulțumesc mult vouă de aici de la marginea terenului. Radu, ne întoarcem la tine în studio și concluzionați voi. Probabil că dacă mai stați un pic în direct o să prindeți și lotul. Sperăm cel puțin. Nicio șansă. Se va duce într-adevăr până la limita limitei și fix înainte să ieșim, atunci o să se anunțe. Veselie mare am văzut acolo, am agent. Dar cred că e o veselie amară asta și un fel de haz de necaz, ca să-l parafrazez pe Lucian sau să continui ce spunea Lucian, cu 3-0 ieșim bine de la Euro, dar ieșim. Asta este povestea. Gabi este în continuare de noi. Să vă mai spun câteva lucruri. Apropo, să ne mai aduce aminte cine e Liechtenstein, care în ultimele meciuri amicale a fost învinsă pe teren propriu de Insulele Feroe cu 4-0, a făcut un egal în Letonia, totuși nu o mare națională, nu de fotbal, în alte sporturi, da? Și a fost bătută de Albania în urmă cu 4 zile cu 3-0. Ca să știm cu cine a jucat, dar care sunt reperele acestei reprezentative. Acum o să vă rog pe voi să comentați câteva lucruri dintre cele pe care le-au spus jucătorii. Stanciu a zis așa: nu avem nimic ce să ne reproșăm, poate doar că nu am fost concentrați în fața porții. Cum a zis, dacă marcam în primele 15 minute aveam un meci mai ușor. Iar Pușca a zis: s-au dublat, s-au triplat, astăzi n-a intrat. Aproape că am putea să facem un fel de melodie de asta. Trebuie să ne agățăm de unitate și avem nevoie de mai multă concentrare și de mai mult noroc. Dumnezeu, și a zis noroc de 5 sau 6 ori. Sunt diferite variante. Noroc, șansă, ne trebuie noroc, șansă, noroc, șansă. Gabi, spune tu. Când noroc nu e, nimic nu e. Dacă e noroc, măcar fotbal. Așa, exact. Marin Preda mai lipsea din toată discuția asta. Zi. Da, cum e că nu ne putem reproșa nimic? Explică-mi și mie. Stanciu are un fel de, cum să spun, un meci de ăsta cu noi sau la declarații sau care e ideea? Da, nu știu ce are Stanciu. Problema e că nu știu dacă e realizează sau probabil că ei gândesc: dom'le, am dat tot ce am putut, dar n-a intrat mingea poarta, m-a avut ghinion. Nu e așa, pentru că ocaziile pe care și le-au făcut ei, da, nu alții, ei și le-au făcut, trebuiau finalizate. Adică nu se poate, au fost câteva ocazii pe care le-am tratat ca niște amatori. Așa mi s-a părut, eu înțeleg. Adversari incomod, aglomerație în care e greu, dar au abuzat de centrări pe Pușcaș, o sumedenie de centrări aiurea. Pentru ce? Când puteau să facă niște combinații scurte, să intre cu un doi, au încercat, Gabi, au încercat, au încercat și combinații, dar nu erau
precise astea, nu aveau viteză, nu aveau tot. Ce iar m-a surprins așa, că nu prea am fost în stare unul contra unul să driblăm un adversar. Totuși erau adversari, erau adversari, hai să zicem, nu le spunem amator, dar... Bă, unii sunt la limita amatorismului, dacă nu chiar sunt unii, m-am uitat, nu au echipă. Ei joacă la naționala lor. Adversari sub valoarea noastră și să nu poți să-i depășești în unul contra unul. Păi, așteptam mult de la toți și uite, din nou, Coman a jucat acum, n-a reușit mai nimic. E foarte puțin pentru echipa națională. Și nu e prima oară, din păcate, în toată povestea asta. Când are, o să dea și el un randament, așa cum la echipa de club a făcut în acest campionat pe care l-au câștigat. Păi, mai spun o dată, asta trebuie să înțelegem și de asta trebuie să... Sigur că fotbalul, aici este marea, posibilă noastră șansă, sau șansa tuturor, că în fotbal lucrurile nu sunt logice neapărat. Aici nu, adică nu, dacă România este la nivelul ăsta acum, nu înseamnă că peste 10 zile o să fie, așa arte, bun, dar Ucraina e așa bătaie, dar tot cu o echipă a doua de la Polonia. Aia nu înseamnă că o să fim tot așa o echipă extrem de jos de nivel. Poate că o să fie altcumva, altfel de meci, altă concentrare. Dar sunt lucruri care îți sare în ochi. Coman, cel mai bun jucător e al campionatului, de departe al campionatului intern, care reușește să fie cumpărat, nu știu, cumva nici de o echipă de jumătatea clasamentului din Qatar și care la echipa națională în meciuri, multe meciuri în care începe Qatar, nu reușește să aibă să aibă o semnătate, o evoluție care să însemne ceva cu adevărat, să aibă realizări cu adevărat în meciul ăla. Cum facem? Cum ieșim din ecuația asta? Ne bazăm tot pe noroc, tot pe ideea că fotbalul se poate întâmpla orice noroc, în acest. Eu am văzut și am urmărit toate interviurile de după meci. Jucătorii sunt, nu știu, ei au în mintea lor 100% că au dat totul, că au făcut totul în această seară. Este clar că am văzut voință, am văzut atitudine, da. Am văzut în multe momente o echipă care a reușit să pună presiune pe adversar. Și a fost presiune, am avut șuturi, am avut ceva situații importante de a marca, dar nu le-am fructificat. Problema se pune că suferim în ultima treime cu un adversar destul de modest. Nu doar destul, extrem de modest, ăsta e adevărul. Nu știu... E greu să spui acum, domne, e foarte greu când vezi o echipă ca Liechtenstein să spui, domne, s-au echilibrat valorile. Nu s-au echilibrat totuși valorile la nivelul ăsta, da? Deci am fi putut să scoatem mai mult. Și atunci au început acele probleme. Repet, chiar dacă nu o valoare extraordinară, domne, erau foarte greu de depășit. Nici Mihailă, nici Coman, Ianis a mai reușit câteva chestii în interior după care a schimbat jocul foarte bine, a avut și câteva șuturi. Adică în Olaru, parcă Olaru, mie șut mi-a plăcut în seara asta, dacă mă întrebați, mie șut poate să fie, lui. Zici tu că poate să fie o alternativă la Marius Marin? Poate în orice moment poate să fie o soluție pentru Edi Ordănescu. Dar vorbind de ultima treime, pe urmă a forțat, l-a introdus și pe Drăguș, care n-a intrat în... N-a reușit în ritmul, să intre în ritmul jocului. A rămas cu atacant, cu doi atacanți, cu Drăguș, cu Pușaș, cu Mihailă. Cu tot ce avem mai bun noi în momentul de față. A intrat și Man. Da. Dar precipitarea în ultimii 20 de metri e ceva care ar trebui lucrat puțin la echipa națională. Când să mai lucrezi? Lucrat la modul... În anii viitori. La modul mental. Nu, mental adică discuții. Nu mai poți să faci acum finalizare sau... Eu acum îl înțeleg pe Stanciu. Îți dai seama că nu mai avem nevoie de dovezi. Adică ăsta este un rezultat care va rămâne în istorie. 0-0 cu Liechtenstein. Prima oară când se întâmplă e probabil că cel mai... prost rezultat. E pe fondul unei calificări, chiar nu contează. Am înțeles, dar chiar nu contează. Am înțeles, dar luând așa secvența asta... Noi ne-am ales doi adversari. Ăștia suntem. Noi ne-am ales doi adversari ca să punem la punct anumite relații de joc, anumite automatisme. Au fost aleși greșit, cum zice Mircea Eucescu. Nu întâlnești adversari ca Bulgaria și Liechtenstein la turneul final. Asta ar fi bună cu Liechtenstein. Uite-te la ucraineni. Au jucat cu Germania, joacă cu Polonia și va juca, să spunem, cu un adversar mai modest, cu Moldova. Care nu e așa de modest. Moldova cred că este și peste Bulgaria și peste
Liechtenstein. În momentul ăsta, da? Pentru că a jucat finala pentru... cu, a jucat finala cu Cehia acasă, ultimul meci. Da, au jucat, da, un soi de finală. Au contat acolo pentru calificare. Da, n-au fost, da. Bun, deci... Ideea este că... Și au pierdut ucrainei, cred că au pierdut, nu până la urmă, nici mai știu cât este... Nu știu, 3-1, da, au pierdut, Germania au putut până la urmă pe greci, Scoția sigur că a jucat să face egal acasă cu Finlanda. Asta să prinzi încredere, să ai reușite, să ai realizări, da, dacă nici măcar asta nu prinzi, dacă nici măcar asta nu atunci la ce folosesc? Am văzut câteva lucruri interesante. Mi-a plăcut mai mult meciul cu Bulgaria decât meciul cu... Eu cred că știu la ce, fiți atenți, că m-am găsit la ce au folosit meciurile astea. La derutarea adversarilor. Ăștia nu mai înțeleg nimic. Asta e echipă calificată, dacă nu reușește să bată Liechtenstein. Bun, își dai seama că n-a fost prima echipă pe terena României. Astăzi cu Bulgaria a fost prima echipă, dar nici acolo n-au înțeles prea mult. După care o să vină să ne atace. Dacă nu ne dau gol repede, ceea ce sperăm, o să se începă să devină complicat meciul pentru ei, spații pentru noi și poate că așa... Îți place scenariul ăsta? Da, ești ironic. Nu, serios, nu sunt ironic. Dar în fotbal se poate întâmpla și așa. Sunt ironic până la un punct, da? De la un moment dat s-ar putea să întâmple asta și așa. Că am derutat adversarul? Da. Păi, serios, eu nu zic că am vrut să-l derutăm. M-am mus, deși... Eu nu zic că am vrut, că am făcut o experiență. Dar dacă stai, păi pune-te în locul ucrainilor. Ce înțeleg din chestia asta? Că nici ei nu poate să zic că stai puțin, că îi batem așa pe român, că nu se întâmplă așa. Ce-or fi înțelegând ei din chestiunea asta? Că nici ei, ba, chiar sunt aici. Cu siguranță au avut... Au făcut ei ceva. Au avut oameni, și au făcut raport și pentru meciul cu Bulgaria, da, și pentru meciul cu... Dacă se uită la anumite calități tehnice individuale, exact, nu pot fi păcăliți. Se uită și individual, se uită, da, la mai multe asta lucruri, spun, da, la fațe fixe și așa mai departe. Da. Dacă ești în locul lui Edi, ce gândești în seara asta? Stai puțin să nu pierd ideea. Apropo de adversari, în primul rând, eu cred că sunt luați din timp, poate chiar mai mult de 6 luni, cred eu. Așa ar fi și normal la nivel de echipe naționale și poate n-au anticipat grupa, eu știu. Apoi e important și ce îți dorești de la meciurile amicale, că e posibil că asta a vrut Edi. N-a vrut un adversar mare, pentru că știe... N-a răspuns la întrebarea dacă ar fi vrut alții. Pentru că știe potențialul echipei, mai degrabă a vrut exact ceva ce nu s-a întâmplat, adică să dea încredere, să marcă multe goluri, să... Să fie... În schimb, a încăpătat 2 accidentați suplimentari. A adus multe de servicii. Răzvan Marinci pe rus că... și multă neîncredere. Exact, exact. Aduce de servicii la nivel mental. Nu cred că sunt probleme nici la Răzvan Marinci și nici la... Bun, dar n-au putut să joace, de exemplu, nici să mai aibă un meci, măcar... Nu e vorba să criticăm și să fluierăm, că e un antrenament. La antrenament nu fluieri și nu critici. Dar e zicem vorba că ce vedem, pierd ei încredere și Edi... Mie mi-a plăcut poziția lui Edi și a cerut scuze publicului. Aș fi... Aș fi preferat așa ca și jucătorii să aibă totuși... Da, Stanciu s-a văzut că era marcat. Dacă spună ceva despre public, iar... totuși s-au comportat... Nu, și ei sunt necăjiți. Stanciu se baricadează niște declarații și putem să înțelegem psihologic. Bine, o să luăm o pauză, trebuie să o luăm, dar întoarcem să mai vorbim despre ce poate să ia în cont. Asta este absurdul comic al situației, că nimic din ce am văzut în seara asta nu se va reproduce, da, nimic, în meciul cu Ucraina... Poate că îți vrea reproduce rezultatul. La fel de bine a băgat în ceață și Anglia restul Europei, dacă e să ne gândim. Păi nu, da, Anglia a luat bătaie de la Islanda, pe teren de propriu. Da. Ăsta e chiar un rezultat. Anglia, în ultima vreme, e și un fel de națională de asta. Totuși, Islanda nu e nimeni în poveste. Dacă te uiți la lotul Angliei... Au lăsat acasă pe Jadon Sancho, pe... Da, 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 și de mai departe. Mai mulți. Cum spune